Andrei Gheorghe a lăsat un mare gol în urmă prin dispariția sa, deși era divorțat de câțiva ani. Reputatul om de radio și televiziune era foarte apropiat de familia sa. Colegul meu, Alex Dobrea, nu știe ce se întâmplă acum la Casa din Pipera, celebrului jurnalist. Alex, te ascultăm. Este extrem de mare durerea pentru familia lui Andrei Gheorghe. De la primele ore ale dimineții, familia a venit aici acasă pentru a face ultimele pregătiri. Au plecat toți spre IML, acolo unde se află trupul neînsuflețit al lui Andrei Gheorghe. Dar adineauri, în urmă cu 5-6 minute, s-a întors acasă doar fiul Max, fiul Petruței Gheorghe, fiul adoptiv, pentru că știm foarte bine, Andrei Gheorghe a avut o relație extrem de bună cu cei doi copii ai Petruței Gheorghe, chiar și după divorț. Vă reamintesc faptul că cunoscutul prezentator de radio și TV a murit aseară la vârsta de 56 de ani și a fost găsit mort în baie, în propria casă, de îngrijitorul care se ocupa de locuința acestuia. El a fost cel care a sunat și la 112 în jurul orei 22:15 minute, după cum a confirmat chiar și poliția. În urma apelului la 112, polițiștii s-au deplasat la adresa aici din Voluntari, unde a fost găsit fără suflare. A venit un echipaj mort, au venit și medicii legiști. Potrivit unor surse, Andrei Gheorghe ar fi fost decedat de aproximativ 12 ore înainte să fie găsit de către acest îngrijitor. Cauza morții ar fi un stop cardiorespirator pe care l-ar fi suferit. Medicii legiști s-au prezentat aseară la domiciliu, așa cum v-a spus și mai devreme, și l-au dus la IML după toate acele proceduri care se fac într-un astfel de caz și pentru a-i se face necropsia. Poliția a deschis în acest caz, așa cum se obișnuiește, un dosar penal de moarte suspectă, deși el a suferit un stop cardiorespirator. Fosta lui soție, Petruța Gheorghe, a primit vestea tragică tocmai de la Viena, pentru că ea nu se află în țară, însă copiii ei sunt aici și trec prin momente extrem de grele, așa cum a spus mai devreme. L-am văzut pe Max, fiul Petruței Gheorghe, fiul adoptiv, cel de care era foarte apropiat Andrei Gheorghe, foarte trist, foarte supărat, chiar a și plâns mai devreme. Andrei Gheorghe a fost căsătorit de 2 ori, iar de ultima soție, Petruța, a divorțat în mare secret în anul 2015. Andrei o are pe Anastasia, fiica sa biologică din primul mariaj, pe care am văzut-o și pe aici mai devreme, dar a fost ca un tată pentru cei doi copii ai Petruței, de Max și de Catarina, așa cum am spus mai devreme. Deși au divorțat în 2015, nimeni nu a spus de ce s-au despărțit, nimeni nu a confirmat divorțul, însă ei au reușit să păstreze o relație de prietenie chiar și după divorț. Mai mult decât atât, Andrei Gheorghe se afișa mândru alături de cei trei copii, asta pentru că s-au înțeles extrem de bine. Laura, revin la tine. Mulțumesc, Alex. Mergem acum la Institutul de Medicină Legală, acolo unde trupul neînsuflețit al lui Andrei Gheorghe a fost dus pentru necropsie imediat ce a fost descoperit. Colega noastră, Violeta Miron, vine cu informații de ultim moment. Violeta, te ascultăm. Completa veste i-a șocat pe prietenii și colegii lui Andrei Gheorghe, dar și pe cei care l-au urmărit de-a lungul carierei sale. Aseară, în jurul orei 22, acesta a fost găsit fără suflare în locuința sa din Voluntari, chiar de îngrijitorul lui. Astăzi, în urmă cu câteva ore, copii și mama jurnalistului au fost la Institutul de Medicină Legală, iar în ceea ce privește cauzele decesului, sursele medicale au explicat următoarele lucruri. Încă nu a fost formulată o cauză exactă a morții lui Andrei Gheorghe. A fost vorba de niște probleme legate de inimă, de o suferință cardiacă mai veche. De altfel, în cord au fost deschise niște urme ale unor infarcte peste care trecuse cu bine, însă care cel mai probabil i-au șubrezit starea de sănătate. Raportul final va fi gata în momentul în care la dosar vor ajunge rezultatele analizelor de toxicologie și de anatomopatologie. Au fost recoltate probe din toate organele interne, inimă, ficat, rinichi, dar și din țesuturi și din oase. Acestea au fost așadar explicațiile unor surse medicale. Avea 56 de ani Andrei Gheorghe și a lăsat în urma lui o familie îndurerată, dar și multe amintiri frumoase, iar cei care au avut norocul să-i fie prieteni s-au putut și se pot mândri cu acest lucru. Mulțumesc, Violeta, dragii mei,